avem aici o frumoasă așa. Și văd că avem aici și instrucțiuni și sfaturi. Am să vi le citesc. Pânza, cucutiile de vopsea sunt marcate cu numere corespunzătoare. Folosește culoarea corespunzătoare unui număr pentru a colora toate spațiile de pe pânză marcate cu acel număr. Înainte de a începe, asigură-te că ai suficient spațiu și că ai un vas cu apă în care poți spăla pensulele atunci când alternezi culorile. Usucă fiecare pensulă înainte de a folosi o nouă culoare. Începe cu culorile mai întunecate, apoi cu cele mai deschise. Pictează de sus în jos pe pânză. Pictează la început spațiile mai mici, apoi cele de dimensiune medie și doar la final zonele mai mari. Pictează toate zonele corespunzătoare unei culori înainte de a trece la următoarea culoare. Vopselele acrilice se usucă repede, închide capacele ori de câte ori nu pictezi pentru a preveni uscarea acestora. Lasă vopseaua să se usuce pe pânză înainte de a picta zonele adiacente. Și la avertismente, ne recomandat copiilor cu vârstă sub 6 ani, ne recomandăm supravegherea copiilor în timpul utilizării produsului. Conține piese de mici dimensiuni. Culorile acrilice pot fi toxice dacă sunt ingerate. Da. Să vă arăt mai de aproape și modelul ales de mine. Acesta este. Mi-a plăcut foarte mult. Și
Și cam așa arată. De aproape.